continuăm această seară minunată cu un alt invitat care spune că se simte dator să dăruiască oamenilor muzica lui și să ducă mai departe tradiția cântecului popular românesc. Lui Costel Popa i-a plăcut muzica de când se știe, iar acum cântă din suflet pentru suflet. În 2013 a reușit să-și finalizeze, după multă muncă, primul său disc. Disc care cuprinde 23 de cântece, iar săptămâna trecută și-a lansat la Sala Traube cel de-al doilea album, unul de colinde. Tot cu colinda a venit și în această seară bunul prieten al Curunei Blăjelului, Costel Popa. Să-l primim cu aplauze! Bună seara, Blăjel! Bine v-am regăsit! Se pare că a devenit un obicei să fiu prezent în preajma sărbătorilor de iarnă alături de dumneavoastră și mă bucur să vă revăd pe toți. Și datorită faptului că mai sunt două zile până la Crăciun, eu vă spun de pe acum Crăciun fericit, sărbători fericite și la mulți ani. Și dacă dați voi, dacă dați voi, primiți colinda. Thank you.
iar în șoară pe-a puisit o morată în pământ. Și atunci când torturea capul ieși acum de scapăleacul, când răsare soarele să
foarte mult. Mă bucur că ne-am revăzut. Vreau să știți că anul acesta a fost un an plin și plin atât de muncă cât și de surprize pentru mine și pentru fiecare moment al vieții mele. Nu pot decât să-i mulțumesc fiecare zi, fiecare clipă lui Dumnezeu. Și de asemenea vreau să spun câteva cuvinte despre acest album pe care l-am lansat săptămâna trecută. Aceste colinde, câteva pe care vi le-am prezentat astăzi, toate sunt culese de pe Valea Târnavelor, sunt culese din jurul Mediașului și va chiar cea de dinainte, ce stea mândră luminată, este culeasă chiar de aici, de la Brujel. Și pentru asta țin să vă mulțumesc, pentru că uite noi, încă aici în zona Târnavelor, avem multe de oferit și multe de dăruit. De asemenea, vreau să felicit ansamblul Cununa Blăjelului prin domnul Claudiu Simon pentru tot ceea ce fac pentru Blăjel și nu numai. I-am avut părtași ca și colegi săptămâna care a trecut și le mulțumesc că mi-a fost alături. În data de 24 decembrie, adică acum duminică, îi veți putea urmări atât pe ei cât și pe ceilalți invitați ai mei acest spectacol de care vă povestesc, începând cu ora 18, adică ora 6, seara, pe Hora TV. Așa că să vă uitați la noi și să ne țineți pumnii. De asemenea, îl felicit pe domnul primar pentru că se dăruiește cultural. Este un om care susține cultura, care susține oamenii de cultură din zonă. Îl felicit. De asemenea, în numele dânsului, vă transmite și dumneavoastră sărbători fericite și toate gândurile bune. Și de asemenea, am văzut că mai devreme i-am avut alături și pe prietenii noștri de la Jmin, Alma, pe domnul primar de acolo, domnul Alin. Îl felicit și pe dânsul pentru ceea ce face pentru acea zonă și de ce nu să ia exemplu fiecare săduc, fiecare comună a Târnavelor și să ne vedem peste tot, în fiecare comună, în fiecare sat, să fie organizat un astfel de eveniment. Eu așadar mă declar mulțumit că v-am văzut în această seară. Vă pup, vă iubesc și sărbători fericite vă doresc!